ultimă oră care vine din Ucraina. Un important lider militar al armatei ruse ar fi fost ucis în Ucraina. Mai multe informații avem chiar acum de la colegul meu, Radu Tudor, analist militar. Bună ziua, Radu! Bună ziua, Mihaela! Nu e vorba de a fi ucis, e vorba de a fi grav rănit cel mai important lider militar al Rusiei. E vorba de șeful statului major, generalul Valeri Gerasimov, care a fost trimis pe front de Vladimir Putin pentru a opri dezastrul militar cu care se confruntă Rusia. Această știre trebuie în continuare verificată. Sunt trei surse ucrainene care spun că contraofensiva ucraineană de azi noapte a generat o catastrofă la cartierul general al rușilor de la Izium, o localitate care este considerată strategică din perspectiva războiului și a invaziei rusești, și că ucrainienii au avut informații precise că în respectivul cartier general al invadatorilor se află generalul Valeri Gerasimov, practic comandantul militar al armatei ruse. Dacă el este într-adevăr rănit și explozia aceasta bine țintită se confirmă, avem de-a face cu cea mai mare catastrofă din punct de vedere militar pentru Rusia de la declanșarea invaziei asupra Ucrainei. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prime informații, Radu. Vom detalia la News Magazine la ora 17 ceea ce s-a întâmplat și cum va riposta Rusia. Grav rănit așadar cel mai important lider militar al lui Vladimir Putin.